Salutare, frățioare mei, și bine v-am regăsit la un nou episod în joculețul nostru din Forza Horizon 5. Păi, frate, astăzi vreau să zic că testez dream car-ul meu. Băi, deci Lamborghini Urus este mașina mea preferată. Și a lui Coco, bineînțeles. Deci este mașina mea preferată, pot să zic că este dream car-ul meu, deci îmi place foarte mult. Nu cred că există mașină care să-mi placă, nu știu, mai mult decât mașina asta. Și să mi-o doresc mai mult decât mi-aș dori un Lamborghini Urus. Băi, deci, nu știu, mi se pare, nu știu, mie unul personal, în primul rând, mi se pare Lamborghini Urus, că este cel mai frumos pe roșu. Deci este cel mai frumos pe roșu și, nu știu, forma asta așa, nu știu, e demențială mașina, mie îmi place foarte mult. Ce s-a întâmplat aici? Ok, nu s-a întâmplat nimic. Dar mai întâi de toate aș aprecia foarte mult dacă ați apăsat și voi butonașul de like, deoarece este singurul op în care eu și Coco ne dăm seama că vă place această serie de Forza Horizon și vreți să continuăm cu ea, testăm cât mai multe mașini, și aș aprecia foarte mult dacă nu s-ar mai urca Coco în capul meu, nu glumesc, dacă ați lăsat și în comentarii dacă vreți să vedeți o anumită mașină aici la noi în joculeț pentru a o testa și a vedea cum se comportă ea mai departe. Ok, hai să mă lase Coco mai întâi să pot să mă joc și eu. Hai, Coco, uite, stai pe undeva pe aici. Hai. Bravo. Foarte frumoasă. Ia să... Oh, ce bine se aude. Deci, vreau să vă zic că n-am intervenit deloc la ea și o să-i dăm un top speed, nu știu, exact așa, cum iese ea din fabrică, cum ar veni, cu puterea care iese ea din fabrică. Și chiar sunt curios să vedem cât o să prindem cu ea. Și chiar sunt curios de viteza care o va scoate. Vedem ce top speed are în situația în care ea este stoc, cum ar veni. Bine, na, stoc la mașina asta. Da, e stoc, adică na, nu am intervenit la motor. Ba, opa. Fraților, acestea fiind spuse, hai să-i dăm drumul. 3, 2, 1... Și chiar sunt curios. Uite-l pe ăla cu Golf 2, ce e ăla, mă? Ia uite-l, mă, ce nervos e, ești nebun? Băi, nervos rău ăla, mă, stați cu minți. Hai, mă, să vedem cât poate, mă. Hai, mă. Doamne, cât de frumoasă e, nu știu, îmi place rău de tot. Mie unul, v-am zis, na, fiecare cu gusturile lui, dar mie mi se pare cel mai frumos SUV. Cel mai frumos SUV. Ca și aspect, ca și... Acum, na, nu fi cel mai practic SUV, bineînțeles, sau cel mai, nu știu, bun de drumuri proaste de off-road, la, nici nu... Nici nu se pune discuția asta, dar e cel mai, nu știu, mi se pare cel mai frumos, cel mai aspectuos, cele mai frumoase forme. 287, bă, dubă, dubițare, ei! 290, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 300. Hai, mă, stai că aici urcăm puțin așa. Aici coborâm. Ia să vedem cu cât se stabilizează ea, ca să zic așa. 302, 303, 304, 305. 306, 307, 308, 308, 309, 309 km pe oră sau la oră, sau habar n-am cum se zice. Acum, uite ce... Băi, da, viteza o vom pune pe aceea, de 309. Că am luat-o pe-n serele la ăștia. Mamă, ce ploaie a început. Te cu viscul, cu vijelie, cu aia. Hai să vedem, fraților, acum cum se descurcă în sensul girator aici pe vijelul aia asta. Mamă, ce a început aici, Coco e acolo la Mai Cabeza. Hai, tata, hai. Hai. Bă, na, în sens giratoriu e mașina mare, e mașina grea. N-avea cum să fie atât de... Mamă, ce e aici? Am mâncat-va și gura voastră.
Ia uite, bă, bă, e mare furtună aici, bă, ești nebun? Ia, mă, mamă, mamă, mamă. Mare furtună ce a început aici, mă, cava și talentul vostru. N-ai, bă, ce, bă, n-ai ce să zici. Ia uite, bă, ce zboară alea pe sus. O dă cu vijelia aia puternică, mâncați așa aici. A început vijelia aia, blanao. Ce să și facem aia, e, se mai întâmplă și de-astea. Coco, ce faci acolo în capul meu? Opa! Bă! Mamă, ce e aici? Ce bolă ăștia în sat a venit uraganul? Roșu cu negru mi se par cele mai frumoase culori așa combinate pe un urus. Bă, la viteza nu s-a înfiptit așa, dar dacă o turnăm noi un pic așa mai mult... Ia, hai să facem și chestia asta. Hai să o turnăm un pic mai mult, să vedem de ce am prins 309 km la oră cu ea stock. Hai să vedem cât prindem și cu ea după ce îi facem un mic soft la Vericu. Așa, mă, frățiorii mei. Hai să o vedem acum. Eu am fost acasă, am tunat-o, am preparat-o puțin. Și aș vrea să văd acum care este top speed-ul ei. Deci, cu ea, normal, exact cum este ea de fabrică, am prins 309 km la oră. Hai să vedem acum, chiar sunt curios. Oh, wow! Mamă, 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 ce puternică e, mami! Hai să vedem. Ia să vedem. Mamă, s-a schimbat și sunetul. S-a schimbat și sunetul radical. Stați așa puțin. Deci, s-a schimbat. Iar acum hai să vedem, chiar sunt curios de ce performanță va scoate acum, pe, deja acum scoate 219, așa pe aici, 220, 230. Hai să vedem, tata. Nice. Mamă, deci chitanc, deci chitanc. Trecem așa, pe oriunde cu ea. Aude. Ok. Băi, acum. Hai să vedem. Deci, 3. Stai. 3, 2, 1 și. Ia să vedem. Sunt curios, chiar sunt curios să vedem de ce poate să facă ea acum. Hai, tată. Hai să vedem. Furtuna încă e pe oprire, așa să zic. E pe punctul de a se opri. Hai să vedem. 296, 98, 99, 301, 304, 306, aute, ce se duce? Acum se duce, mă, frate, ia. Au ce a fulgerat acolo. Hai. ...345, 46, 47, 48, 49, 50. Ok. 350, 351, 352. Băi, deci cred că 352 va rămâne ca și viteză. Dacă am luat-o pe aici, rău de tot. Da. Deci mașinuța noastră s-a dus acum de la 309. S-a dus până la viteza de 352 și eu zic că este o diferență foarte mare, foarte, foarte mare. Hai să punem și o frână, uite disco, că ia foc, frumos, foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult. Ce să zic, cam atât cu acest episod. Dacă vă place această serie și vreți să continuăm, știți ce trebuie de făcut, butonul și de like, deoarece este singurul pe care fratele vostru observă că vă place o anumită serie dintr-un anumit joc. Și, ce să zic, ca de fiecare dată, ne revedem data viitoare. Pa, pa!